Întâlnirea dintre Klaus Iohannis și primarul din Miercurea Ciuc a devenit virală. Edilul i-a oferit steagul secuiesc, iar reacția președintelui a fost surprinzătoare. Fără să atingă drapelul, l-a pasat celor de la protocol și a prezentat în fața oficialilor din Covasna și Harghita tricolorul. Nu a fost singurul moment controversat. În timp ce liderii locali au forțat discuția despre autonomie, Iohannis l-a transmis tinerilor maghiari să învețe bine și limba română. Un cadou care este atortat la cravata noastră. Doresc să vă învinez acest drapel cu voia noastră. Președintele se ridică în aplauze și are o mutare surpriză. Drapelul este preluat de consiliera de la Cotroceni, care avea pregătit un alt steag. Suntem la momentul schimbului de drapele. Primarul UDMR din Miercurea Ciuc este invitat pe scenă. Insistă cu steagul secuiesc și din nou șeful statului îi cere să-l lase deoparte. Lăsați că steagurile le-am schimbat. Da? Au schimbat și câteva cuvinte în maghiară. Bună ziua, eu nu pot chivanog. Klaus Iohannis a ascultat imnul național al României cu mâna la inimă. Apoi gazdele au început să cânte. Imnul ținutului secuiesc. Aveți voci bune și puternice. Câteva ore mai târziu le-a spus reporterilor că a fost luat prin surprindere. Eu am ascultat ce mi-au cântat și am trecut mai departe. Liderii locali, împreună chiar cu episcopul Harghitei și Covasnei, l-au rugat să se gândească la identitatea lor și să fie mediator cu privire la cele mai sensibile subiecte. Autonomia locală și regională, așa cum tocmai le-am descris, ajută. Dar autonomia pe criterii etnice nu este de dorit, fiindcă ar inhiba dezvoltarea. Să avem școli în limba maghiară. Dacă suntem mai 70% maghiar, seguri, și intră la judecătorie, nu se vorbiți rămânește că altfel nu discutăm. Mă îngrijorează soarta tinerilor din zonă care nu vorbesc bine limba română. În prima vizită oficială în ținutul secuiesc, Klaus Iohannis a refuzat pălinca, dar a gustat din produsele tradiționale. A vizitat și lăcașuri de cult, iar după amiază a ajuns și în Vrancea, la ceremoniarul militar care a marcat 100 de ani de la lupta de la Mărăști.